În ședința de marți seara, Comisia de Competiții din cadrul Asociației Județene de Fotbal Argeș a luat hotărârea ca debutul returului în fotbalul mic să se amâne în cele din urmă cu o săptămână, deși reluarea era programată pentru acest sfârșit de săptămână și doar condițiile meteo ar fi putut duce la amânare, se pare că motivul acesteia îl constituie până la urmă unele probleme organizatorice, respectiv indiferența mai multor echipe care nu se grăbesc să ajungă la sediul AJF pentru obținerea vizelor anuale. Astfel, conform comunicatului de pe site-ul ajfargeș.ro, returul campionatelor județene se rea pe 8 și 9 martie după următorul program. Pe 8 martie, divizia D, seniori și juniori A1, etapa 17-a, junior C, etapa 14-a, junior D, etapa 11-a, juniori E, etapa 12-a, juniori Cupa Hagi, etapa 9-a. Pe 9 martie, campionatul județean, seriile Sud și Nord, iar în seria Centru 1, cele 3 jocuri restante din etapa 14-a. Returul din seriile Centru 1 și Centru 2 este programat pentru 16 martie.